Dragostea mea pentru Mihaela era o experiență nouă. Mihaela nu era Ioana, Cristina sau Fana. Ea mă iubea sincer. Era femeie, femeie. Asta presupune că avea și defecte. Deci pentru tine, Mihaela, scriu poemul ăsta. Tu care nu mâncai decât iaurt vegetarian și mă trimiteai 6 etaje până la parter să-ți iau iaurt și castraveți murați și țigări scumpe. Și eu, ca prostul, mă duceam. Mereu. Pentru că eram îndrăgostit până peste urechi de tine, care reprezentai toate femeile din lume. Și pe urmă ne plimbam la hipodrom sau aiurea prin cartiere necunoscute. Ne întorceam obosiți, făceam dragoste și ne uitam la Casablanca sau la alte filme care pe mine nu prea mă interesau. Pe mine mă interesa aluința ta de pe sânul stâng. Sper că o mai e. Și vorba ta guturală. Ușor guturală de la tutun. Acum ești prin bucale. Predai italiana a elevilor silitori de liceu. Dar tot cred că mă mai iubești. Măcar un pic. De dragul iaurtului vegetarian.